Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. COVID peste tot, poliția turcă a arestat 5 persoane care s-au amuzat pe rețelele de socializare că președintele Erdogan este infectat cu COVID-19. Nu, eu v-am zis că nu-i de glumă COVID-ul. Da, Unitatea de Delicte Informatice a investigat 36 de conturi de pe rețelele sociale pentru glume cu Erdogan. S-a ordonat reținerea a 8 autori. Ăștia făceau glumele cel mai proaste la ceilalți. Da, au fost găsite numai 5 persoane. Cel mai cunoscut nume de pe... Ce probleme au și ei, mă, frate. Ia ziceți, mă, ce au scris aia. Dai seama, vezi scena cu președintele. Au venit acura, șeful, avem raportul 38. Da. De nenorociți. Ia să-i luăm. Hai să-i luăm la mână. Ziceți, ce ați zis? Să-l lasă. Hai că-i haios. Ăsta e o întâmpită. Și până la 5 s-au oprit, bă, nu. Ăștia nu sunt ok. Bă, ce ridicol sunt totuși dictatorii ăștia pe 5 mea. Ce ridicol pot fi. Cu ce își pierd energia? Dai seama, oamenii ăia au consumat bani, salarii, echipamente. Au consumat ca să îi găsească pe unii care au făcut o glumă. E neverosimil cumva, adică nu știu, acum 5-6 ani, nu zic mai departe, te-ai fi gândit că o să mai revenim la lucruri de-astea, la cenzură de tipul ăsta? Da. La, ok, era Corea de Nord, dar ziceai că aia sunt cumva în altă lume acolo, săracii de ei, că mi-e și milă, că până la urmă oamenii n-au nicio vină. La război de-asta de modă veche, cu tancuri, cu convoaie militare, cu, adică n-ai fi crezut că o să mai revenim vreodată, dar uite că... Uite. Deci, Erdogan, istoria ne surprinde. Un dictator, adevărat, mi s-a părut că n-are niciun pic de umor. De fiecare dată când m-am uitat la el, avea o față așa mohorâtă, știi? Ăla nu poți să râzi cu el la nimic, cred. Punem-te o Erdogan. Omul a scos berea din cârcium din Istanbul, adică era clar că e ceva neregulă cu el. Cel mai cunoscut nume de pe listă este cel al înotătorului olimpic, Derya Büyükönçü. Ai auzit? Înotător? Da, olimpic. Iar de glume? Retras din activitatea sportivă din 2012. Așa, da. Erdogan a postat sâmbătă un mesaj în care a spus că este infectat cu COVID și le-a cerut turcilor să se roage pentru el. Care, mă rog, e o chestie, asta e, a cerut și el. Și Büyükönçü, care aparent nu-l suportă deloc, a postat în replică următorul mesaj. Citez. Să stea fără grijă, că ne rugăm deja. Am început să pregătesc 20 de cutii cu halva, pe care le voi împărți prin cartier atunci când va veni momentul. Hai lei. Și care e treaba? De unde am aflat că la turci, că ne-am documentat care e problema cu halva? Halva e cum e coliva la noi. Deci se bate colivă la mormântări. Deci a făcut urare, a făcut glumă nașpa. Morbidă. Morbidă, da? Și rezultatul e că halva a devenit trending pe Twitter. Toți turcii acum dă-i cu halva în sus, dă-i cu halva în jos. Büyükönçü n-a putut fi arestat. El nu stă în Turcia. Da, aia își permite glume de astea. Așa poate oricine să facă glume cu colivă și cu halva. În fine, duminică dimineața, președintele turc a mulțumit pe Twitter urărilor de însărătoșire grabnică pe care le-a primit de la mai mulți șefi de stat sau de guvern din Guatemala, Salvador, Serbia și Somalia. Deci, colegii lui președinți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.